de cei care din administrația locală al Velea. Este vorba de acel proiect de hotărâre cu iluminatul public, cu iluminatul de ocazia sărbătorilor de iarnă. Ce se întâmplă? Sigur, eu am rămas siderat când am văzut suma. Se spunea, e adevărat, până la 100.000 de euro. Fără asta, să înțelegeți foarte bine, e vorba doar de materiale de montat și de demontat. Nu e vorba de curentul care, mă rog, și alte lucruri care se vor plăti, consumul de curent și altele. Sigur, suma mi s-a părut enormă. Am zis, e vorba totuși de 4 miliarde jumate, de ce până la? Mi s-a explicat de aparatul de specialitate a primarului că nu va fi suma asta, va fi suma maximă. Bun, zic, care a fost suma minimă care ați facturat-o în ultimul an? Păi suma minimă a fost anul trecut în jur de 75-80 de mii de euro. Adică, oricum mi se pare o sumă. De ce? Pentru că materialele ce se pot recupera din anii trecuți se refolosesc. Și atunci se comandă doar materiale noi. Noi ni s-a părut mult de ce? Având în vedere că sunt atâtea proiecte în Alba Iulia care sunt blocate sau încetinite din cauza lipsei de fonduri, din cauza lipsei de posibilității de cofinanțare, atâtea că ne zgârcim la atâtea activități care ar merita probabil să intrăm ca parteneri cu sume mai considerabile și nu dăm, pentru că tot timpul ni se spune că nu există bani la buget, nu există bani la buget, mie mi s-a părut clar o gravă risipă să cheltuiești o asemenea sumă pentru iluminatul festiv de sărbătorile de iarnă. Sigur, ni s-a explicat, a fost și reprezentantul firmei care a câștigat licitația pentru iluminatul public, acea controversată licitație care a durat vreo 2 ani de zile, dacă nu înșel. Un an jumate, că această, că este prevăzut în caietul de sarcini sau că a fost prevăzut această sumă. Bun. Noi considerăm, am considerat și considerăm în continuare că suma este fabulos de mare pentru iluminatul în cele 2 săptămâni de sărbători de iarnă. Ca atare am votat împotriva acestei sume. Noi am zis că să se precizeze clar în proiectul de hotărâre, să facă un amendament în care să se spună clar, se va face plata pe baza comenzilor date de primărie, adică comandă dată, și așa se facturează. Pentru că dacă nu, foarte simplu, cel care a câștigat licitația poate să factureze 100.000 de euro și să-ți dea, cum să zic, materiale din astea de festive de 100.000 de euro. Nu e niciun fel de problemă. Problema era dacă noi, ca buget, la ora asta ne permitem să cheltuim atâta, 100.000 de euro pentru iluminatul în sărbătorile de iarnă. Noi am spus-o foarte clar acolo, sigur ați văzut interpretările, noi vrem să lăsăm orașul în besnă, noi nu suntem de acord cu să facem să fie frumos pentru a atrage oamenii și aș vrea să ne precizăm foarte clar poziția. Suntem de acord, dar cu sume de bun simț și care ni le putem permite la ora asta. Ați vrut să mă întrebați ceva, așa e? Ce alternative vedeți? Se poate lucra la sume? Se poate discuta legi? Suma clar spune că până la 100.000 de euro, suma poate să fie și 20.000 de euro, poate să fie 30.000 de euro. Nu trebuie neapărat să fie 80, 90, 100. E vorba de înjumătățirea sumei până la urmă. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, ca simpli cetățeni, civic vorbind, e normal în momentul în care tai din atâtea locuri să cheltuiești o asemenea sumă pentru că, cum să zic, este un caiet de sarcini care spune foarte clar, se cheltuie până la suma de. Nu cred că este normal. Sigur că vor apărea și alte poziții, asta este părerea noastră, a fost unanimă și eu cred că am procedat corect și responsabil față de cetățean. Eu consider că acest pentru că se încadrează și la alte motive, pentru că acest iluminat public cu o aprindere festivă, cu tot felul de sărbători, o să fie în campanie electorală. O să fie în campanie electorală, iar prin oraș, cred că ați văzut deja, apar bannere cu domnul Nistor alături de domnul Hava, care împreună probabil vor inaugura beculețele. Noi am considerat că nu putem o sumă atât de mare să o folosim pentru o campanie electorală costisitoare și mai ales că din bani publici. Cred că cetățenii înțeleg, mai ales cetățenii din Micești, unde lucrări determinate, din Bărăbanț, unde lucrări determinate și din multe alte contorsi unde lucrări determinate, din multe alte cartiere unde sunt atâtea probleme și cred că ei înțeleg dacă noi am propus ca această sumă de 100.000 de euro să fie mai mică, iar iluminatul, nu știu dacă neapărat mai modest, dar mai restrâns, zonă centru, zonă bulevard, putem discuta despre asta. Ne pun în fața faptului, licitația a fost
câștigată după atâtea contestații și judecăți la înalta curte sau în altă instanță, au câștigat firma respectivă, trebuie să le dăm. Deci noi, consilierii, eram acolo în fața faptului că ei trebuia să votăm. Dacă firma a câștigat în numărul unor contestații, ok, aia e vorba de procedură, a câștigat în instanță, ei sunt câștigătorii, ei vor face iluminatul prin al doilea de sărbători, dar să vedem cu ce bani. Acum urmează sarcina, să vedem cu ce bani. Și ne-am spus că 100.000 de euro e cam mult. Foarte. Domnul primar a interpretat-o altfel, că trebuie să lăsăm orașul în beznă. Dar acum, cred că cu stilul acesta de a arunca pisica și de a exagera și de a modifica sensul cuvintelor, s-a cam obișnuit și noastră presa și cetățenii în ceea ce privește pe domnul primar. Nu ne sperie asta, nu ne sperie acest comportament de pirandă cu ochii peste cap, vai, rămânem în beznă. Nu e vorba de beznă, e vorba de un iluminat festiv de sărbători, care noi îl vrem un pic mai modest sau mai restrâns din punct de vedere al cheltuielilor anul acesta, pentru că sunt atât multe alte nevoi în oraș. Mai de criză.